Salutare, dragilor, și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre teorema lui Thales. Pentru început, să ne amintim câteva noțiuni ce le vom utiliza în continuare. Prin raportul a două segmente, înțelegem raportul dintre lungimile celor două segmente măsurate cu aceeași unitate de măsură. De exemplu, dacă AB egal cu 5 cm și CD egal cu 15 cm. Raportul celor două segmente este egal cu 5 cm supra 15 cm egal cu 1 supra 3. Numim segmente proporționale patru segmente cu lungimile cărora se poate forma o proporție. Segmentele AB egal cu 5 cm, CD egal cu 15 cm, EF egal cu 3 cm și GH egal cu 25 cm sunt proporționale, deoarece produsul lungimilor a două dintre ele este egal cu produsul celorlalte două. Putem forma, spre exemplu, proporția AB supra-GH egal cu EF supra-CD. Vom prezenta în continuare teorema lui Thales. O paralelă la una din laturile unui triunghi determină pe celelalte două laturi sau pe prelungirile acestora segmente respectiv proporționale. În triunghiul ABC, D e paralel cu BC, unde D aparține laturii AB și E aparține laturii AK. Conform teoremei lui Tales, obținem că AD supra DB egal cu AE supra EC. Utilizăm proporții derivate, Obținem și alte rapoarte egale. AD supra AB egal cu AE supra AK sau AB supra DB egal cu AK supra EK. Reciproca teoremei lui Thales. Dacă o dreaptă determină pe două dintre laturile unui triunghi sau pe prelungirile acestora segmente respectiv proporționale, atunci ea este paralelă cu cea de-a treia latură. În triunghiul ABC. Dacă AD supra DB egal cu AE supra EK, unde D aparține lui AB și E aparține lui AC, rezultă din reciproca teoremei lui Thales DE paralel cu BK. În triunghiul ABK, AD fiind bisectoarea unghiului BAK, conform teoremei bisectoarei, AB supra AK egal cu BD supra QD. Reciproc, dacă în triunghiul ABK avem proporția AB supra AC egal cu BD supra CD, rezultă că AD este bisectoarea unghiului BAC. Ne vom distra în continuare cu câteva aplicații în care vom utiliza teoremele discutate anterior. Sara și Alfa pornesc cu mijloace de transport diferite către punctul B. Sara pornește cu caiacul din punctul A și Alfa cu bicicleta din punctul K. Când ajung în punctul D, Sara îl vede pe Alfa în punctul E și constată că distanța dintre ei este un segment paralel cu segmentul format de punctele lor de plecare. De asemenea, Sara observă că a parcurs 3 km, ceea ce înseamnă o treime din distanța totală ce o avea de parcurs. Știind că Alfa avea inițial de parcurs 12 km, determinați ce distanță mai are fiecare dintre cei doi până la destinație. A Ad este egal cu o treime din AB de unde obținem că AB egal cu 9 km. BD, fiind diferența dintre AB și AD, va fi egal cu 6 km. În triunghiul ABK, AK paralel cu DE, rezultă din teorema lui Thales că BD supra AB egal cu BE supra BK. Înlocuind, obținem 6 supra 9 egal cu BE supra 12. Deci, BE este egal cu 6 ori 12 supra 9. În concluzie, B egal cu 8 km. În următoarea aplicație, zăhărel și un fluturaș pornesc în același timp în linie dreaptă, având direcții diferite. După ce fluturașul zboară 5 metri și zăhărel merge cu skateboardul 4 metri, cei doi se întâlnesc. Zăhărel afirmă că mai are de parcurs 10 metri până acasă și fluturașul spune că distanța totală până la floare ar fi fost de 17,5 metri. Știind că cei doi și-au continuat drumul în linie dreaptă, verificați dacă segmentul format de punctele de plecare este paralel cu segmentul format de floare și casă. Distanța parcursă de fluturaș de la punctul de întâlnire până la floare este lungimea segmentului QE și este egală cu AE minus AK, adică 17,5 minus 5 egal cu 12,5 metri. Pentru a demonstra că AB paralel cu DE, comparăm rapoartele AK supra QE și BK supra QD. Raportul AK supra QE este egal cu 5 supra 12,5 egal cu 2 supra 5. Raportul BK supra QD egal cu 4 supra 10. Egal cu 2 supra 5. Obținem astfel rapoarte egale, deci, conform reciprocei teoremei lui Thales, AB paralel cu DE. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarea problemă.